În prima parte a zilei punem la cale o strategie și un plan de atac, dar există riscul ca lucrurile să nu iasă cum ne-am dori dacă suntem prea implicați emoțional. Vrem adevărul și doar adevărul, iar spre seară nu ne mai mulțumesc decât rezultatele concrete. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec, toată atenția ta este îndreptată spre muncă și carieră. Nu vrei să mai pierzi vremea, ci să faci activități cât mai constructive. Totuși, azi nu vei fi scutit de confruntările care au legătură cu banii. Taur, azi poți rezolva o problemă apăsătoare și destul de complicată. Iar dacă aplici pentru un credit sau un împrumut, ți se va lua o povară de pe umeri. În orice caz, pe termen lung, este de așteptat să fii promovat sau să ți se mărească salariul. Gemeni, posibil să fii nevoit să faci un sacrificiu sau ceva care nu este tocmai pe placul tău, dar ia în calcul că roadele le vei culege mai târziu. Alți nativi au întâlniri importante care pot genera un parteneriat de succes. Atenție și la starea voastră de bine, dragi gemeni, mai ușor cu supărările și cu nervii. Rac, spune clar și răspicat care sunt nevoile și dorințele. Onestitatea este până la urmă cheia succesului, mai ales azi. Și nu te simți vinovat pentru că în viața ta anumite persoane nu își mai găsesc locul. Leu, nu aș ști neapărat să-ți spun sub ce formă îl vei experimenta, dar norocul este de partea ta. Așa că încearcă să treci cu vederea problemele de acasă. Mulți lei nu sunt încă dispuși să ierte. Fecioară, ai nevoie de diversitate și nu ar fi o surpriză să vrei să schimbi ceva prin casă. La muncă ai putea obține un avantaj, chiar dacă inițial opiniile tale se izbesc de un val de refuzuri. Balanță, ar fi minunat dacă ai reușit să te eliberezi de sub povara unor presupuneri. De asemenea, în cazul în care cei din familie nu îți recunosc meritele și latura artistică, nu-i mai lua în seamă. O lume întreagă are nevoie de creațiile și de serviciile tale. Scorpion, când cineva încearcă să te păcălească, e ca și cum s-ar declanșa o alarmă interioară și se pare că azi un frate sau un vecin va apărea pe radarul tău. Totuși, vei fi preocupat de stabilitatea ta financiară. Săgetător, se spune că dacă te bucuri de prosperitatea celorlalți cu toată inima, este doar o chestiune de timp până banii să ajungă și la tine. Azi nativi sunt foarte fericiți că îi pot ajuta financiar pe niște oameni la ananghe. Capricorn, te-ai străduit din răsputeri să le fie bine tuturor, însă, începând de azi, devii tot mai focusat pe propria persoană. Te vei înscrie la un interviu, te vei interesa de cea mai bună facultate sau poate că îți va surâ de ideea unui business pe cont propriu. Vărsător, vei lupta pentru o cauză dragă inimii tale și vei da și o mână de ajutor cuiva care are cea mai mare nevoie de tine în această perioadă. Conversațiile și interacțiunile cu ceilalți pot scoate totuși la iveală multe frici și nesiguranță. Pești, ai o atitudine practică, ești dornic de muncă și în același timp vrei ca eforturile tale să se vadă. Drept urmare, nu ar strica să-ți promovezi mai mult activitatea. Influencerii sunt favorizați azi. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi minunată și sper că nu v-am speriat prea tare pentru că or să fie și lucruri bune. Da.